Alo! Bună ziua! Aleșca, Bună rău ziua! Brădan, Salut! privet, rău Domnul Brăd, sau domnișorul? Vladimir, Vova îmi cheamă. Vova, da. Eu am înțeles că cineva tare, tare te iubește, te respectă. Și-a dorit să-ți fac o mică surpriză, să-ți ridice măcar un pic dispoziția sau poate viața chiar să-ți facă mai veselă. Tu îmi poți ghici cam cine? De cât părinții? Cine, cine? Părinții. Părinții. Încă cine mai este? Frați, surori nu am, părinți, frați. Da, posibil. Eu am înțeles că tu ești după o operație, da? Îți doresc însănătoșire ușoară, sănătate, să ai noroc, răbdare, putere și fii ca toată fericirea din lume să fie asupra, desigur, și asupra ta. Să fii mereu lângă cei dragi și să o duci o viață cât mai veselă. Vova! Aleșca, îți mulțumesc din suflet, Cu frățioare. plăcere! Uite, am mai și eu o felicitare. A fost ziua ta de naștere. Da. Pe 30. De data. Și, Da. din păcate, nu ne-a lucrat internetul și n-am putut să-ți sun. Dar mai bine mai târziu decât deloc. Decât deloc, Hai da. să-ți citesc felicitarea și după asta noi vedem ce melodii cântăm. Așa. Stai. Olesca, a te rog, poți să faci așa că asta, când noi vorbim acum, tu să filmezi, să ne tarimezi Da, asta da, pe da, da, video. eu te Te rog filmez. frumos. Eu te filmez, ia Te rog frumos, frate. Eu. deși ești deja adult, ai propria ta viață independentă, rămâi pentru mine cel mai iubit și cel mai drag fiu. La mulți ani, dragul meu, îți doresc prosperitate în viață și împlinirea speranțelor, scopurilor justificate și bunăstare, dragoste și fericire, sănătate și noroc. Iubitul și scumpul meu fiu, te felicit cu ziua de naștere din toată inima. Vreau să-ți urez ca viața ta să fie plină de bucurie, iubire și succes. Mereu realizează obiectivele, respiră adânc și bucură-te de fiecare zi trăită. La mulți ani, Vova! Am înțeles că ai împlinit 20 de ani, multă sănătate și mulți înainte. Din partea mamei. Mulțumesc, Polesca. Și am Foarte pregătit plăcut. așa pentru tine o melodie. O ascult? Desigur. Așa. La mine și de când noi doi ne-am certat, tu niciun telefon n-ai dat. E mai mult de un an de zile de când ai fost frate la mine și de când noi doi ne-am certat, tu niciun telefon n-ai dat. În viață orice ar fi, nu te certa cu frații, oricine și orice ai face, cu fratele să faci pace. Că atunci când ești la greu, scoate doar fratele tău, până moartea vă desparte, fratele rămâne frate. Hopa!
orice ai face, cu fratele să faci pace, că atunci când ești la greu, te scoate doar fratele tău, până moartea vă desparte, fratele rămâne frate. Vova! Leșca, îți mulțumesc din suflet! Cu plăcere! Foarte, foarte bine și că să mă crezi până să mă suni, te priam în Facebook. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Fii fericit, vesel, mereu! Mama te iubește mai tare când ai zâmbetul pe buză! Și să fii înțelegere între frați! Ia asta dorește! Sănătate și multe, mult succes mai departe! Mulțumesc! Hai! Da, Dumnezeu, să ne întâlnim! Pământul e rotund! Frățioare. Însănătoșești mai repede. Mulțumesc din suflet. O zi bună. Hai. Păzească Dumnezeu.